Multe legende urbane înconjoară această pădure. Unii cred că este bântuită din cauza istoriei tragice ca loc de sinucidere. Okigahara este o pădure densă care se află la baza muntelui Fuji din Japonia. Pădurea a devenit mult mai cunoscută în întreaga lume după ce un videoclip controversat realizat de un YouTuber american a apărut pe internet. Însă această pădure are o poveste mult mai lungă. Care este istoria acestei păduri și cum au ajuns să ocupe această poziție atât de notorie în Japonia, veți afla în acest episod. Datorită nivelului ridicat de stres cu care se confruntă japonezii, Japonia este văzută ca una dintre țările de top cu rate ridicate de sinucidere. Potrivit unui raport al ziarului The Guardian, depresia, bolile grave și datoriile sunt printre principalele motive pentru care cineva caută să-și pună capăt vieții. Sinuciderea nu a fost văzută neapărat ca fiind un lucru rău în Japonia. Spre exemplu, în epoca feudală, sinuciderea a fost văzută ca un act de onoare. Războinicii samurai preferau să se sinucidă decât să cadă în mâinile inamicilor lor. O modalitate de a-și susține onoarea și demnitatea. Chiar și în timpul celui de-al doilea război mondial, soldații care s-au alăturat kamikazei, grupul special de atac pentru a se sacrifica pentru țara lor, erau văzuți ca fiind respectați și onorați. În zilele noastre, mulți au decis să-și pună capăt zilelor, însă nu pentru onoare, ci mai degrabă din pricina faptului că nu reușesc să se integreze în societate sau au probleme financiare mari. Ca atare, mulți dintre cei care decid să se sinucidă vor alege un loc care este ascuns și nu este ușor de găsit pentru a-și petrece ultimul moment în liniște. Iar pentru japonezi, pădurea Okigahara este una dintre cele mai comune locații. Este de asemenea cunoscută drept a doua locație din lume în care oamenii se sinucid. Cea mai comună fiind podul Golden Gate din San Francisco, California. Cunoscută drept cea mai faimoasă pădure din Japonia, Okigahara este situată la baza de nord-vest a celui mai înalt munte al țării, muntele Fuji. Datorită densității mari de copaci, Okigahara este cunoscută sub numele de Yukai, ceea ce înseamnă pur și simplu mare de copaci. Acoperirea copacilor este atât de groasă încât chiar și la prânz cu greu vei găsi un punct luminos în pădure. Este cunoscută de asemenea ca și pădurea demonilor din Japonia, pădurea sinuciderilor sau chiar locul perfect pentru a muri. Această pădure unică, care este foarte liniștită, cu aproape nicio viață sălbatică, s-a transformat într-un loc comun printre japonezi. Este o pădure foarte liniștită, unde cu greu se aud cântând păsările. Mulți japonezi cred că pădurea este bântuită și nu îndrăznesc nici măcar să treacă prin apropierea acesteia. Această pădure de 35 de km pătrați este rece, stâncoasă și conține aproximativ 200 de peșteri, dintre care câteva, cum ar fi peștera de gheață sau peștera vântului. Din cauza zonei stâncoase și a copacilor groși, împrejurimile pădurei sunt aproape identice, ceea ce face călătoria perfectă pentru cei care fac o excursie într-un singur sens. Cei mai aventurieri care doresc să traverseze această pădure își marchează întotdeauna drumul pentru a reuși să iasă din pădure, deoarece din cauza locurilor care par identice, pădurea pare că se transformă într-un labirint fără ieșire. Totul a început cu un roman de mister numit Kuroi Jakai, tradus ca și Marea Neagră a Copacilor. Romanul se termină romantic cu îndrăgostiți care se sinucid în pădure, ceea ce a revitalizat popularitatea pădurii sinuciderii în rândul celor care doreau să-și pună capăt vieții. Poliția locală a încetat să mai publice numărul de sinucideri care au avut loc în această pădure, sperând că îi va reduce din popularitate printre cei care încearcă să se sinucidă și de asemenea o modalitate de a încuraja mai mult turismul în această pădure uimitoare. Ultimele date publicate au fost în 2003, iar atunci se susținea că au fost găsite numai puțin de 103 persoane care s-au sinucis în această pădure. Însă se crede că numărul ar fi putut fi mult mai mare, deoarece multe persoane care au dispărut nu au fost găsite niciodată. În 2010, dosarele poliției arătau că 247 de persoane au încercat să se sinucidă în pădure, dar doar 54 dintre ei au reușit să meargă până la capăt. De asemenea, autoritățile locale
au pus semne de prevenire a sinuciderii la intrarea în pădure. Pe aceste semne se poate citi: viața ta este ceva prețios care ți-a fost dat de la părinții tăi. Și, de asemenea, poți găsi acolo: gândește-te încă o dată la părinții tăi, frații și copiii tăi. Nu fi tulburat singur. Semnele se termină cu un număr de telefon al unei linii de asistență, în speranța că sufletele pierdute care caută să moară vor cere ajutor. Este greu de realizat un profil al celor care merg în acea pădure cu gânduri negre, dar aceștia sunt de obicei bărbați între 40 și 50 de ani, iar cea mai mare lună pentru ca aceste acte să se întâmple este martie. Posibil că martie este sfârșitul anului fiscal în Japonia, lucru care pe mulți i-ar putea băga în depresie. În mitologia japoneză se știe că Okigahara este bântuită de demoni, motiv pentru care unor japonezi încă le este frică să intre în pădure. Se crede că cei ce intră în pădure nu s-ar mai întoarce niciodată. Însă, evident, acest lucru nu este valabil atâta timp cât foarte multă lume a putut intra în pădure, unii dintre ei au și filmat și au și reușit să iasă acolo teferi și nevătămați. Cu toate acestea, este foarte ușor să te pierzi în această pădure, în plus, datorită fierului magnetic din zonă, poți avea probleme cu funcționarea busolei sau a telefoanelor mobile. Aș putea spune că este chiar un fel de triunghiul Bermudelor în pădure, pe uscat. Potrivit legendei, oamenii își aduceau membrii familiei în timpul foametei în pădure și îi lăsa acolo pentru a-și păstra hrana pentru alți membri ai familiei. Cei rămași în pădure ar muri încet încet de foame, transformându-i în yurei sau suflete răzbunătoare. În credința populară japoneză, dacă o persoană moare într-un sentiment profund de ură, furie, tristețe sau dorință de răzbunare, sufletul nu mai poate părăsi această lume și continuă să rătăcească. Credința în yurei continuă și astăzi, când un trup este găsit în Okigahara, gardienii pădurii îl plasează într-o cameră de lângă pădure înainte de a fi trimis la autorități. Legenda spune că dacă corpul este lăsat singur în cameră, yureii lui se vor mișca țipând în cameră. Prin urmare, gardienii nu se înghesuie să însoțească trupul găsit în acea cameră. Acum, ca și învățătură din acest clip, ce concluzii putem trage este că este ok să fii deprimat, este ok să fii supărat, cel mai important este să încerci să găsești ajutor în acel moment. Cu toții am trecut prin momente grele, prin momente în care te gândești că poate nu se vede acea luminiță la capătul tunelului, însă cu siguranță este acolo pentru voi. Cereți ajutorul, cu siguranță este cineva care vrea să vă ajute și cineva căruia îi veți lipsi. Iar să nu uităm, viața este frumoasă dacă încerci întotdeauna, cel puțin eu asta fac, încearcă să vezi întotdeauna partea plină a paharului. Dacă te uiți întotdeauna la partea goală, decât cu asta vei rămâne. Însă te asigur că există o parte plină a paharului de fiecare dată. Și că tot suntem la acest capitol, de curând am aflat că unul dintre foștii mei colegi de liceu a ales această cale, deși nu prezenta niciun semn în această direcție. Rest in peace, bro. Atât pentru astăzi.